ajuns malul Nilului, Egiptul antic, piramide, Sfinxul, faraoni, Moise. Hai mă, ce râzi? Râzi de egipteni, de faraoni, de civilizația? Mi-ai ridicat la plasă fără să vrei. Ai mai spus și Nea Bion de la țară, vinde și el o bucată mare de pământ și nu știa ce să fac cu banii. A auzit el că în trend este să călătorești. Ți-l spun pe scurt, ca să-l înțeleagă și Seleș. Și la moment dat zice, unde ai fost, mă, Nea Ioane? S-a dus să sta în Portugalia. Zice, e, și cum sunt lusitanele? Cum sunt lusi ce, mă? Lasă-vă, bă, în pace, să duce supărat acasă, bă, să zice la fisul. Ce sunt, mă, alea, mă? Păi sunt femeile de acolo. Hai că mă duc eu la altă, la anul, să duce în Grecia. Zice, unde ai fost? În Grecia. E, cum sunt elenele? Elenele, cum sunt? Ăsta se uită chiorâci. Cum se uită țociul la tine, înțelegi? Bă, nene, ce-or fi alea? Bă, tați zice, să duce la fisul, sunt locuitoarele de acolo. Apoi zice, hai că la anul mă duc mai departe să nu mai știe ăsta să mă întrebe pe mine. Și se duce în Egipt. Doi bune frumos, se întoarce crâșma din sat, același prieten. Ia zi, unde ai fost? În Egipt. E, Nea Ioane, cum sunt piramidele? Niște de naibii. Egiptul antic va duce... Ei, următoarea mască! E foarte important să nu vorbiți deloc. Mia! Mia! Să ziceți că să mă opresc. Stop! E, nici măcar să nu spuneți da, am înțeles. Bravo, că atunci v-ați dat de gol. Bravo, bravo! Nici măcar să nu... Ce ai spus? Gata, Duban s-a prins. Nu. Duban s-a prins. Duban s-a prins. Masca cu mumia a fost din categoria celor nici nu trebuia să deschid de gura că ne-am dat seama din prima. I-am zis, ia uite-l bă pe Viorel Lis ce a înflorit. Nu vreau pariuri acum, nu vreau pariuri acum. Nu ne mai aruncăm să ne furăm, nu. Vreau să vă prezint ajutorul de mască. Fiți atenți. Doamnelor și domnilor, avem onoarea să vă prezentăm una din cele mai frumoase actrițe pe care le-a avut vreodată cinemaul românesc. Cine? O mare legendă a teatrului românesc aici, Cezara Dafinescu! Wow! Permiteți-mi să facem o fotografie! Mulțumesc! Mulțumesc eu! Vă pup pe toți. Ne bucurăm să fim împreună. Mă bucur că vă întâlnesc. Sunteți singura care puteți să-l faceți să vorbească cât de cât. Cezara Dafinescu și... cine? Succes! Deci, vă voi pune câteva întrebări. Ca să vedem dacă iese la iveală adevărul istoric. Acum, cu tehnica modernă, putem afla totul, nu? Practic, sub o stare de hipnoză post-mortem, l-am putut aduce aici pe marele faraon. Domnule Tutankhamon, putem începe? Deci să spun adevărul și numai adevărul, așa să mă ajuteze ei. După primul cuvânt, toată lumea s-a prins. Bă, dar toată lumea, negreșit. Nu. Nu e nevoie să jurați. Avem aici un detector de minciuni. Sacră mea? E pe aici, cumva? Nu. La aparatul acesta mă refeream. Sunteți așa numitul Tutankhamon? Adică cum așa numitul? Vă rog, răspundeți cu da sau nu? Da sau nu? Ori da... O, nu. Eu sunt. Zău, nu ne înțelegem. Eu pun o întrebare și dumneavoastră răspundeți cu da sau nu. E clar? Da. Sunteți Tutankhamon?
Nu. Cum adică nu? Dumneavoastră sunteți. De ce spuneți nu? Mi-a plăcut să spun nu pentru că e mai scurt. Cum adică durează mai puțin să spuneți nu decât da? Da, durează mai puțin să spun nu decât da. Bine, bine, bine. Știți ce vă rog? Ați vrea să spuneți adevărul. Dacă e da, spuneți da. Dacă e nu, nu. Nu. Bine? Sunteți Tutankhamon? Se cam repetă întrebările, alta nu le aveți? Ba, mai multe întrebări. Dar trebuie totuși, pentru început, da. Trebuie să-mi răspundeți la această întrebare. Ca să stabilim identitatea dumneavoastră, altfel nu putem merge mai departe. Deci, sunteți Tutankhamon? Răspundeți da. Ce faceți? Îmi puneți vorbe în gură? Bine, bine, bine. Presupunem că sunteți cine trebuie. Să continuăm, da? E adevărat că cine intră în piramida dumneavoastră e blestemat pe loc? Legendă. Da sau nu? De ce încercați mereu să vă repetați? Nu. Altceva nu vreți să întrebați? Mă enervez pentru că nu răspundeți ce trebuie. E chiar așa de greu să de înțeles ceea ce am nevoie? Nu. Este evident. Aveți nevoie de un calmant. Domnule Tutankhamon, sunteți îngrozitor. Iertați-mă, nu se poate comunica cu dumneavoastră. Să ne concentrăm puțin, da? Da. Aș vrea să știu cum au fost construite piramidele. Ați putea să mă lămuriți? Da. Vă rog. Da. Da ce? Ați zis să răspund cu da sau nu? Dar văd că tot nu sunteți mulțumită. Da, bine, bine, bine. Aveați un sistem de scripeți? Nu. Atunci trotuare rulante? Nu. Zău, hotărâți-vă, știți sau nu știți cum au fost construite? Nu. Păi nu trăiați în vremea aceea? Ba da, dar eu chiar nu am fost atent. Aveți dreptate. N-ați fost atent, dar totuși, cum credeți că a fost rezolvată această problemă, construirea piramidelor? Rezolvarea a fost în faptul că eu eram fiul faraonului și nu conta dacă eram sau nu atent. Da. E clar. Exact ca în vremea noastră. De-aia se spune azi baron, ieri faraon. Deci, nu am putut afla prea multe lucruri. Stați puțin. Până să deveniți conducător, adică la 8 ani, tatăl dumneavoastră era faraonul Egiptului, nu? Știți cine era înaintea lui faraon? Da. Da? Cine? Ion Iliescu. Lăsați asta, că e o glumă proastă. Știți Marea Moartă? Când era dânsul faraon, Marea Moartă era doar bolnavă. Și totuși, domnule faraon, aș vrea să știu cum s-au construit piramidele. E foarte important pentru omul modern. Da, insist, pentru că omul modern, care în prezent nu e în stare să facă nici măcar o autostradă fără grop. Nu? Stați puțin, că s-a scris că ați fost ajutat de civilizații extraterestre? Nu, nu cred. Nu? N-aveau tehnologia necesară. Da. Văd că nu vă place nimic, nu? Dar vă place ceva din ziua de azi? Da. Loganul. E o mașină puternică, roți din oțel, tablă groasă, cauciucurile solide, suspensii agresive. Ați face orice, doar ca să nu reparați drumurile. Da. Iertați-mă, aș mai avea o singură întrebare, dar este una personală. Spuneți-mi, din ce făceați uleiul extra virgin? Din măsline foarte urâte. Evident.
Doar că măsinele sunt la bechii greci, nu la bechii egipteni. Da. Știați, nu? Da, e clar. E clar, domnule faraon. Nu știam nimic despre civilizația dumneavoastră atunci când am pornit acest test. Și iată că acum suntem în același punct. Adică, nu știu nimic. Vă puteți întoarce în piramidă. Și mulțumesc pentru răspunsuri. Cu mare drag. Și salutări domnului Dan Negru. Îl cunoașteți? Păi, pe vremea când eram noi, el avea jocuri piramidale și tot felul de ademeniri. Era mai tânăr atunci. Ne, vremea trece. Dacă nu mă înșel, și o melodie care se numește așa în vremea asta. Doamnelor și domnilor, e obligatoriu să-i dați aplauze puternice. Cezara Dafinescu! Mulțumesc că ați fost cu noi. Mulțumesc mult. Vă conduc și rămân cu mumia, mă rog. Mă rog. Una din legendele teatrului românesc, Cezara Dafinescu.